Bună ziua, dragi stăniceni! Astăzi a venit rândul să vorbim despre sănătate. Știți foarte bine că atunci când am ajuns la primărie, foarte mulți, în campania electorală, foarte mulți cetățeni au spus problema unui cabinet medical pentru Cireșoaia, pentru că este o distanță mare față de Stănii Moldova. Imediat în 2017 am făcut eforturi și din sponsorizări. Nu este un secret, Fundația Vodafone, Fundația de Sprijin Comunitar și împreună cu sponsori privați am reușit să punem în funcție acel cabinet medical școlar de la școala veche, cum îi spunem noi, de la grădinița de la Cireșoaia, care este suport atât pentru medicii de familie care se duc acolo și oferă consultații, cât și pentru centrul de asistență la domiciliu, de îngrijire la domiciliu, care a funcționat și funcționează pe lângă Congregația Surorilor Providenței. Și cu această ocazie mulțumesc surorilor de la Congregația Surorilor Providenței în egală măsură și la fiecare în parte pentru tot ce fac pentru comunitatea noastră și împreună cu centrul After School de acolo, cu activitățile care se desfășoară, campusurile școlare și celelalte, aceste surori contribuie foarte mult pentru binele comunității și le mulțumesc pentru tot. De asemenea, pentru partea de sănătate, recent, majoritatea dintre dumneavoastră ați aflat, dar trebuie să vă spun că funcționează de la 1 august centrul de permanență, acea unitate de primire urgențe, unde orice cetățean de-al nostru și orice turist poate să vină să primească o consultație medicală și să de la 1 septembrie încolo să inclusiv să fie făcute anumite investigații. Acolo vor funcționa 3 cabinete medicale, cabinete unde vor veni medici pe specialități. Va fi și ecograf, vor fi mai multe specialități acolo, se vor putea lua niște analize. Ceea ce înseamnă, dragi sănicieni, că noi nu trebuie să mai batem minim 40 de kilometri ca să rezolvăm această problemă. Trebuia să mergem la Onești sau la Moinești sau la Bacău, respectiv vom avea un plus de asistență medicală în localitatea noastră. De asemenea, aș vrea să vă spun că am oferit pe partea de pentru persoanele cu handicap, am oferit ajutoare pentru persoanele vulnerabile, pentru persoanele cu venituri mici. Am reușit să oferim cât s-a putut la vremea respectivă, în anii precedenți, dar am reușit să îmbunătățim și confortul exterior pentru persoanele cu handicap. În sensul acesta, în decembrie 2019 s-au pus în funcție rampele pentru persoanele cu handicap din zona izvoarelor. De asemenea, și în zona de stațiune avem în vedere ca peste tot unde nu sunt asemenea rampe și unde sunt nevoi să le executăm, să le amenajăm, în așa fel încât să putem asigura cât de cât un confort acestor persoane cu probleme de sănătate. De asemenea, s-a oferit pentru fiecare mamă un manual, o carte, Mama și copilul de Emil și Herta Căpraru. Această carte este pentru a contribui, pentru a îmbunătăți nivelul de modul de creștere al copilului și nivelul de educație, pentru că ele se completează. Și mă bucur foarte mult că și farmacia Sfântul Spiridon din Stănii Moldova a donat anumite materiale, anumite nevoi pentru mamele, pentru noi născuți în principal. Și vedeți, împreună vom reuși să facem ca și sănătatea să fie cât mai noi să fim cât mai atenți cu aceste probleme de sănătate ale cetățenilor noștri. Într-o perspectivă, vă spun că va funcționa la Stănii Moldova și un centru de tratament balnear. Un centru de tratament balnear de o capacitate mare, pe modelul centrului de tratament balnear care a funcționat de la sfârșitul secolului XIX, nu? 1894 s-a pus în funcțiune centrul de tratament balnear de la hotelul Racoviță și noi vrem să refacem acest centru de tratament balnear
Și vă spun în premier, acest centru va fi refăcut împreună în parteneriat cu Spitalul de Recuperare din Iași. Spitalul de Recuperare din Iași își dorește să facă o secție externă la Sănii Moldova pe modelul secției care a funcționat acum mai bine de 100 de ani. Aici vor veni medici și asistenți medicali să-și facă meseria la Sănii Moldova și acest centru va fi un suport pentru toate clădirile, toată capacitatea de cazare din Sănii Moldova. Nu va fi un centru limitat doar la paturile sau capacitățile de cazare din interiorul lui. De altfel, propunerea noastră este ca în acest centru să nu fie și capacitate de cazare, să fie un centru suport pentru toți cetățenii noștri și pentru toți turiștii și fiecare să vină de unde, dacă are bani, stă la 4 stele, dacă nu are, stă la 2 stele, la apartamente pe unde stau și vin și își fac tratamentul în acest centru de tratament. Și va fi un suport, bineînțeles, și pentru cetățenii noștri, pentru că el fiind cu posibilitatea de a asigura și extern tratament, se va întâmpla și pentru cetățenii noștri. Și tot în premieră vă spun că am lansat împreună cu deputatul Ionel Paler, președintele Partidului Național Liberal de la Sănii Moldova și domnul senator Viorel Ilie, s-a lansat săptămâna trecută proiectul pentru voucherul de sănătate. Acest voucher de sănătate are legătură cu Sănii Moldova, cu partea Balear, dar are legătură și cu cetățenii din Sănii Moldova, în sensul în care noi am propus ca 500 de lei, echivalentul, voucherul să aibă 500 de lei și să fie oferit de medicii de familie tuturor celor care au această nevoie. Asta este un proiect național, dar care se va repercuta pozitiv pentru localitatea noastră, pentru că va crește gradul de ocupare al stațiunii. Turistul respectiv, pacientul respectiv, de altfel, dacă are voucher de sănătate, înseamnă că are o problemă de sănătate, pacientul vine și își primește gratuit tratamentul medical. Voucherul de sănătate privește doar tratamentul medical, nu privește și cazarea și masa. În sensul acesta, noi credem că va crește foarte mult gradul de ocupare, va crește atractivitatea noastră, adică atâta timp cât avem apele minerale și le vom oferi din ce în ce mai multor turiști, atunci și noi vom fi mai dezvoltați. Asta este obiectivul nostru, să creăm locuri de muncă, să atragem cât mai mulți investitori în localitatea noastră. Sper ca dumneavoastră să simțiți acest sprijin și vă asigur că sănătatea va fi pe viitor și pe viitor o prioritate a mea. Mulțumesc!